Salut și bine v-am găsit la un episod mai chill, pentru că facem o chestie. Pe canalul ăsta vreau să postez episoade pe care nu le editez, pur și simplu dăm start filmare, stop filmare și aia e, bine, mai pun și pauze într-adevăr. Dar cam asta este ideea, vom continua să jucăm Thief Simulator 2, am jucat pe live ieri și am făcut un progres destul de mare. Avem level 5 și avem $3,605, vedeți în stânga și în dreapta levelul și banii. Și trebuie să mergem să furăm o valiză de la casa numărul 108. Acum aici poate vom posta și cu avatarul, vedem, dar momentan vreau să fac mai multe experimente. Și ceea ce o să facem astăzi, jucăm Thief Simulator 2. Facem episoade de 20, 30, 40 de minute, cât am eu chef să mă joc fiecare joculeț și cam aia e ideea. Vreau să vedem care e diferența între un episod editat și un episod needitat. Uite pisica afară. Adică sunt curios dacă are vreo mare diferență la watch time și așa mai departe. Ia vezi pisicuța. Dați un like pentru pisica asta, un like, un subscribe, un clopoțel și... un follow pe Instagram, apreciez enorm, nociv.insta mă găsiți acolo. Apropo, port și mărciu, Nocivanu în Apocalipsa Zombie. Pe nocivanu.ro găsiți toate modelele posibile și imposibile pe primul link din descriere. Na bun, acestea fiind spuse, deci vreau să postez aici episoade needitate, cam asta este ideea. Poate pune în zilnic, poate nu, în funcție de susținere. Va trebui să mergem, după cum puteți observa în stânga jos, sunt numărul caselor. Ar trebui să mergem la 108, care n-am nicio idee unde e. 108-ul? Deci 109. 108-ul lipsește, tu glumești? Ha? Deci fix 108-ul lipsește, e sărit aici. Oare să fie mai în față aici? Uite-l, mă, chiar aici, 108-ul. Ok, frumos, parcă mașinița. Deci în jocul ăsta trebuie să furi și cam aia e tot. Cam asta e toată ideea. L-a furat cu Nocivanu. Ok, pe unde intrăm? Trebuie să furăm o servietă. Cam asta e căsoaia. Și noi trebuie să aflăm cum intrăm aici. Am și o dronă. Nu știu dacă ăsta are camere de filmat, dar hai să vedem. Hai să aflăm. Poți aprind lumina? Nu pot. Vedeți voi camera de filmat? Uite, bă, Wi-Fi-ul. Și dacă... aha, dacă stau prea departe, la un moment dat Wi-Fi-ul pierd conexiunea, știi? Și de asta pierdeam eu pe live-uri, pe live, bateria. Ok. O să intrăm pur și simplu pe ușă. Aici pot să-i pun o micro camera. Hai să vedem, hop. Am 10 lockpick-uri, deci nu am emoții că nu reușesc. Fii atent cât de rapid deschid încuietoarea asta. Haide, bum, și gata. Deschidem încet ușa. Trebuie să nu fie nimeni pe stradă. Suntem cu Joachim 4. All good, all good. Mi s-a părut că e cineva înăuntru. Dar e ceva, un skateboard. Cred că ar fi mai bine să închidem ușa asta. Să nu părem suspecți pentru vecini dacă trec pe aici. Să nu ne chiar vadă. Și aici avem o altă încuietoare, mai greu puțin de deschis. Ok. Bun. Și suntem înăuntru. A, fii atent că avem și asociatul. Îl putem chema. Bam. Că l-am găsit în episodul anterior. $100 îmi cere. Hai să-l chemăm. Deci asociatul va veni în curând. Ok, și începem furăciunile. $15 deja, cu încă 30, 45. Aici avem un fireplace din ăsta. Nu știu cât va costa skateboard-ul, dar luăm. Bun, hai să facem misiunea prima și prima dată. Ia vezi că vine. Salut, salut! Și acum punem să fure. Lockpicking. Ok, și trebuie să-i dau eu iteme grele pe care să le ducă. Aprindem puțin lanterna. Bă, pare părăsită casa asta. Sincer. Yo, prăjitorul de pâine era foarte valoros la
Joe nebunul, unde vindem noi. Hai să vedem, uite, de exemplu ăsta. Păi și cu... Ah, am dat E și le duce la mașină. Let's go! Cât de tare! Chestia asta e genială. Că putem face așa. Ah, și le las aproape de mașină. Nu le bag în portbagaj. Asta e cam nasol. Păi și ce pot să mai pun să facă? Pot să-i pun să marcheze proprietarii, să le știm programul. Hai să dăm și asta. Vedem, se duce să-l caute. Ok. Și știm că doarme acum. Se va trezi imediat. Am furat asta. Și imediat se va trezi. Doamne, ce se întâmplă, bă, aici? Ia vezi că-i fur până și mixerul, blenderul. Ok. All good, all good. Ce mai avem? Șervețelele îi le fur. Să nu se trezească. Calculatorul. Bun. Acum o să-i dăm să ducă itemele grele. Dacă mai găsim, știi? Bă, nu mă așteptam la asta. S-a dus la baie. A, nu la baie, pe acolo iese el. Cum, bă? Au aflat doar că e ușa deschisă. Să nu cheme poliția. Am uitat să închid ușa, bă. Bă, ce face că nu înțeleg? Cât mai caută? Gata, lasă-mă să fur și eu pe aici. Doamne, iar vine sus. Bă, nu, a ieșit afară. Bun. Hopa, cheia din basement am găsit-o. Asta iar vine sus. Fiți atenți, că-l știu. A, el trebuia să fie plecat, cred. Dar din cauza... Cum o descoperim, mă? Păi ok, și ăsta ce-i fac? Că-l prinde. M-a prins. Ce face asociatul meu? Mama, asta era poliția. Ce emoții am. Nu mai am nici apă în cană. Vezi că aveam cana pregătită aici cu Patrocle Salvatorul. Deci asociatul meu reușește să se ascundă și nu-i prins de poliție. Ci că am nevoie să-mi iau o gogoașă. Așa a zis unul dintre polițiști. Bun, când pâlpie steaua aia, înseamnă că pleacă poliția. Let's go! Bun, stai mă că n-am eu backpack-ul full. Păi și acum asociatul meu nu-i văzut? Sau știe să se frișeze el atât de bine? Doamne, nu, bă, e cel mai bun asociat din lume. Dar eu trebuie să-i dau să mai afle lucruri. Că nu știu unde e proprietarul în momentul ăsta. Cam problem. 15 dolari aici. Încă 30 aici. Sunt extrem de bineveniți. Bun, ăsta mai are până și subsol. Gata, mă, avem backpack-ul full. Dar trebuie să pun asociatul să mai ducă lucruri grele la mașină. Ăsta l-am furat. E tare că totuși pot să le iau. Mă mișc foarte greu, dar măcar pot să le iau. Pentru mine e perfect. Bă, nu mai fă-mă gălăgie. Pentru mine e perfect că n-am treabă, eu...
Mă duc încet, mă ascund dacă vine poliția. Opa. Important e să mă lase să merg. Chiar dacă sunt aglomerat cu toate itemele. Ia vezi, sticurile sunt extrem de valoroase. Deschidem încet. Bă, l-am auzit că o căscat. Mai are o baie aici. Dar eu am furat valiza, mă? Da, am furat-o. Știi ce? Hai să ne mulțumim momentan cu cât avem. Că e foarte bine. Suntem bine-s. Hai! Suntem extrem de bine-s. Nu că bine-s. Păi bun, și? A, l-a băgat în mașină, măi! Bine, asociatul meu, drag! Opa! Car prea multe, cică, și nu pot fugi. Dar nu-i problemă. Și gata, ieșim direct pe aici prin câmp. Și, ok, puteam să mă duc la... Dar nu că mă duc. Mai bine așa, fii atent. Luăm mașina și dăm din nou cu spatele. Mai bine mergem la Joe Nebunul, că ne dă prețul ăla corect. Nu stăm să pierdem bănuții, măi. Că și așa m-am chinuit destul cu ăsta. Ok, puteam să încerc să mai vând pe Piața Neagră, unde obțineam mai mult, dar... E bine și așa. Lasă așa că e bine. Suntem mulțumiți. Dacă știu eu bine, e chiar aici pe dreapta, corect? A, uite, și putem intra pe aici. Vezi că e prea tare, Joe Nebunul. Bam. Luăm și TV-ul ăsta să vedem dacă îi trebuie lui al nostru Joe. Ia vezi, mai aici. A, pot să-l arunc cu râul. E puțin stricat, dragă prieten. Ia auzi-l că vine Crăciunul pentru el. Old TV, $220. Prăjitorul de pâine, 50. Dar l-am putea vinde pe Piața Neagră. Hai să-i vindem lui ăsta. Vedeți să stea cu portofelul verde. Înseamnă că pot fi vândute și pe Piața Neagră. Bă, dar ce de bani se fac acum. Și mai avem toate astea care pot fi vândute în Piața Neagră. Am putea merge acasă să vedem dacă primim un bănuț mai bun. Dacă ne dă mai mult pe ele, știm. Hai să încercăm, dacă tot. Avem $4000, scopul nostru este să ieșim pe profit la finalul episodului. Ăsta e tot scopul. Mergem de urgență la ascunzătoarea noastră, unde, apropo, plătim chirie. A, fii atent. Oare pot să am și eu câini? Asta ar fi tare. Bun, mergem frumos aici. Ok. Și mergem la Black Bay. Iar aici avem în felul următor. Ne uităm la toate, la primele iteme. Mai îmi trebuia acolo ceva. Uite, Suspicious Briefcase. Eu trimitem la al nostru. Noi facem afaceri cu unul care ne-a salvat pielea în primul, în prima parte. Mă urmărea mafia și ăsta m-a sunat cu număr privat și mi-a zis că vin. Ok. Deci trebuie să fac 7 misiuni din unde e din Hell Neighbor. Aici practic pe aplicația asta, dacă te supără un vecin, pui o misiune. De exemplu, te supără vecinul de sub tine și pui o misiune pentru răufăcători, unde de exemplu intru eu să iau misiunile și zici: sparge WC-ul lui vecinul de sub mine. Și gen, eu fac asta contra unei sume de bani. Cam asta e ideea și mi se pare tare. Aici mai avem și jafuri pe care le putem da, dar ne trebuie stetoscopul. Stetoscopul îl vom cumpăra noi de la... De aici. Însă, îmi trebuie niște puncte să-l pot folosi. Eu nu-l văd aici. Crowbar, basic, binoclu... A, uite ăsta. Însă ne trebuie... Safe cracking. Iar safe cracking-ul ăsta îl găsim noi la skills... aici. Vezi, și îmi trebuie level 8. Eu am momentan level 6. Pot să pun un punct să car mai mult. Categoric. Nici nu încape în discuție. Bun, restul itemelor le putem lăsa aici odată. Astea pe care le putem da pe Piața Neagră. Pentru că pentru anumite chestii, ăsta este storage-ul nostru,
trebuie să strângi mai mult, știi? Trebuie să strângi 3 iteme ca să vinzi odată pe să vinzi la piața neagră, știi? Deci astea le lăsăm acolo momentan și trebuia să mai accept eu niște misiuni. Încă cel puțin 3 misiuni trebuie să fac, adică odată să distrug un pitic de grădină de la casa 103, să distrug câteva chestii la 108, să distrug aerul condiționat de la 101. Deci ai o boală pe vecinul tău și zici, ia mă că-i vară și moare ăsta de cald în casă. Ia să... Opa, pisica. Dă și tu un like pentru pisica asta. Bun, cum cer eu like-uri. Că știu că vedeți o pisică, dați un like. Bun, deci te supără vecinul și zici, bă frate, ia să trimit eu pe aplicația asta, să trimit un hot să-i sparg aerul condiționat. Bun. Deci la 108 parcă. Păi și unde le văd astea? Mamă, nu le... Trebuie să le țin eu minte. Sau? Stai un pic. Pot să le văd pe telefon? Tif rating. Ia vezi că am rating. Money made. 6.000 de dolari am făcut până acum. Ce tare. Și pot să dau reset la statistici. Codul de parcelă. Aici mi le notez eu. Stai un pic. Că mai poți găsi ca un fel de easy box-uri, știi? Și ți le notezi aici. Aha. Quick buy, calendar, other apps. Ia să vedem. Change ringtone. Și poți dacă ți se blochează mașina. Tare ideea asta cu telefonul. Probabil... uite, cred că ne apare, măi. Deci avem niște pictograme și ne apar misiunile, nu? Sau nu? Uite, știu clar că la 108 trebuia să fac ceva. Ia să ne lăsăm mașina aici, chiar dacă nu-i tocmai parcată. Și să mergem la 108. Măi, la 108 clar trebuia să sparg niște chestii. Dar trebuie să le țin eu minte. Bun, intrăm frumos. Nu e nimeni pe stradă. Foarte important, spargem încuietoarea și am intrat. Totul pare clean. Dar înainte am fost la 108. Și eu de unde să mai știu ce trebuie să fac, mă, la 108? Uite, scrie, smash a few things. Uite, mi-arată. Păi și ne-am crowbar. Bă, tu glumești? Cum n-am crowbar? Dă-mi încoace un crowbar. Bă! Nu credeam că te poate prinde un locuitor, un proprietar. Nu credeam că te poate prinde cu crowbarul. Yo, asta e tare. Bine, nu-i tare ceea ce am pățit, dar e tare ca future. Chiar mi se pare interesant. Bun, lăsăm așa pe două locuri de parcare. Și hai să vedem. Zice să distrug câteva chestii. Acum știm că proprietarul este... Știm că este în bucătărie sau aproape de bucătărie. Păi atunci o să încerc să sparg câteva lucruri de la etaj. Ei, mă, dar nu înțeleg. Ajută-mă să înțeleg. Am doar un lucru de spart aici. Few things. Păi și ce altceva să mai sparg? Hai să furăm înainte niște chestii. Prin locurile pe unde n-am mai fost. Hopa! 50 de dolari. Proprietarul e clar prin casă. Ăsta are mai multe scări. Voi observați? Deci el e în baia asta. Sau ceva. Ba nu! Bă, câte băi are omul ăsta? 2-3 băi! E bogătan. Aha. Nimic pe aici. Ce-mi place muzica de pe fundal. E așa chill.
L-a furat Chill. Păi bun, și... Nu înțeleg, frate. Asta e chiar aici. Bă, dar mă prinde cu ranga! Bun, suntem înapoi. Da, noi edităm, dar punem pauze, asta e ideea. Bun. Păi și stai un pic. Băi, eu nici nu mai fur de la ăsta, că n-am răbdare. Acum facem misiunile, pe asta ne bazăm. Ne trebuie ranga. Ăsta e în bucătărie. Dar trebuie să... Bă, dar cum mă prinde, mă? Nu înțeleg! Vine după mine cu ranga! Fugi! Bă! Dă-i, că vine nebunul! Bun, mergem în hideout și ne întoarcem. Deci fii atent că am aflat o informație foarte importantă. Bă, dar ce uși se aud că se deschid? Na, bine. Nu înțeleg. Avem ranga. Bă, știi ce? Gata. Few things. Peste mă mai trebuie să sparg încă ceva? Ok, fugim în mașină și am tulit-o. Momentan. Și scăpăm de poliție iar. Da, mă, deci nu merge. Că uite, am spart, dar degeaba. Trebuie să mai aflăm informații despre el. S-a dus acolo. Ce-am făcut, bă? Am o bucată de carne în mână. Bun. Trebuie să-i mai aflăm din rutină. Ca să știm exact când și unde e. Bun, eu dacă sparg aia... Am timp să mă ascund aici. Eu zic că da. Salut! Get away from me! O găsit ușa deschisă, ok. Se va speria puțin, așteptăm până îi trece. Am uitat să închid ușa. Bă, uit chestiile astea, trebuie să fiu un hoț desăvârșit. Să nu mă prindă. Deci aștept să se tot ducă prin casă peste tot să mă caute și când se potolește mă duc să-i distrug aia. Mă bag înapoi în dulap și să vedem dacă mai îmi dă altundeva să mai distrug alte chestii. Că nu știu exact ce vrea să distrug. Am doar o steluță mov și aia știu clar că trebuie distrus, dar nu știu ce altceva mai vrea. Bă, dar fii atent că am o altă idee cu informațiile pe care le am. A, dar e fix aici. Pot să ies prin spate, sper. Știu că la ora 20 nu mai este în casă. Hai să furăm și noi câteva. De fapt, nu mă chinui acum. Ieșim prin spate. Mă, dar trebuie să fie o ieșire prin spate. Nu înțeleg pe unde e. Uite, pe aici. Bun. Deschidem noi ăsta. Perfect, ieșim prin spate. Are câine? Să sperăm că nu. Deschidem noi ușa și pe aici. Și fii atent cât de easy o să-mi fie pe unde intru eu. Îmi pun mașina direct aici și fur tot din casa lui. Bă, cum o prins ăsta? Fugi, că vine! Vine nebunul! În fine, fii atent cum facem. Mă duc direct la ora 8. 8 seara, pentru că știu că el nu e acasă de la... 8 la 9, adică de la 8 la 10 cred că el nu e acasă. Bun. Pentru asta mergem din nou. Ne oprim în parcarea aproape de casa lui, dormim și intrăm liniștiți fără nicio problemă în momentul în care el nu e acasă. Deja am început să învăț și orașul mai bine. Facem dreapta frumos aici, ne ferim de niște conuri care sunt fix în fața noastră. Facem stânga aici. Lăsăm mașina undeva mai ad, asta că trebuia să dorm. Ok, greșeală. Dăm frumos cu spatele. Bun. Mergem în prima parcare, care este fix lângă Joe nebunul.
Uite aici. Dăm un space. Și dormim până la ora 20. Easy. Bam. Lăsăm mașina aici ca să nu mai trezim suspiciuni. Și acum nimeni nu este acasă. Absolut nimeni. Bine. Ok. Exact acum au plecat. Cred că mă grăbeam puțin. Spargem încuietoarea de urgență ca niște profesioniști ce suntem, pentru că deja am mai făcut asta de 1.000.000 de ori. Și intrăm ca la noi acasă, mă. Stai un pic, mai am aici o problemă. Bam. Deschidem ușa și hai să-i dăm. Îi dăm direct cu spargerile noastre. Păi și ce alte lucruri trebuie să distrug? Orice? Trebuie să nu aibă sistem de alarmă. Nu înțeleg ce alte lucruri trebuie. Smash a few things. Păi nu mi-arată altceva. Mai vedeți voi alte lucruri? Și apropo, știu că are cheia de la basement, dar nu știu dacă o mai am. Nu mai am, dar o luăm de aici. Lejer. Acolo n-are nimic. Știm că are basement. O să ne ducem în basement. Dar nu știu, cred că pe aici pe undeva. Nu, ăla e un șifonier. Pe unde a coborât el, mă? Pe aici pe undeva. Bun. Are un basement aici, de unde putem fura de toate. A, uite. Gata, mă. În basement era. Mai o statuie. One special skill point. Let's go. N-avem safe cracking. Deși... Cum era? Stai. La skills. Safe cracking-ul la nivel 8. Nu mai avem foarte mult. Să ținem minte, dar nu o să ținem minte. Să ne reîntoarcem aici. Gata, mă, și avem liniște. Bine, el se întoarce imediat. Opa. Ia vezi că acum suntem cuietori și aici. Ok, și ce avem înăuntru? Bani. Bormașină. Ce găsesc, bă, pe aici? Toate nebuniile. Orice furăm. Mai era unul, știu, dar nu mai prea am timp. Hai, mai furăm și tigăi, toate nebuniile. Opa. Păi și eu unde mă ascund? Ăsta vine peste mine acum. Da, problem. Gata, mă, că m-am enervat. Deci acum facem totul pe speed mod. Foargem o dată aia. Bun, mergem sus. Deschide ușa. Luăm frumos cheița de aici. Am plecat pe partea asta la altă. Mergem în basement, care este aici. Perfect, spargem asta. Furăm astea. Easy. Dăm și asta. Ia uite și boloboc avem aici. Mai o oală. Ok. Mergem pe partea asta la altă. Luăm toate sculele de aici. Spargem astea, că de ce nu. Cât e ceasul? Imediat vine. Bun. Mai... Oh, sticle de vin. Nice. Perfect și gata. Mai niște bani aici. Și am plecat. Speedrun. Că vine nebunul. Gata. Suntem chiar la fratele Joe nebunul. Prin partea asta nu putem intra, dar putem intra lejer pe aici. Intrăm la frățiorul Joe nebunul și le vindem. Dar nu... Fii atent. S-ar putea să facem acum ceva vânzări pe piața neagră. Gata. Deci am rezolvat-o acolo, dar mai avem practic încă două misiuni. Știu că mai era la 103, parcă. Hai să vedem dacă rezolvăm cu misiunile astea. Asta e ce ne interesează pe noi. 103, parcă era. Nu știu dacă locuiește cineva aici. Ne lăsăm și noi mașina să blocăm drumul. Cred că chiar acum a intrat ăsta la 103. Destroy the garden gnome. Ok, pe asta o să fie simplu, sper. Ăsta doarme. M-a auzit nebunul.
mă știi aici? Oare avea ușă prin spate? Rezolvăm și problema asta de urgență. Deschidem ușa să putem fugi. Somnușor, puișor. Nici n-aude. What? Cum sparg un pitic de grădină lângă tine și n-auzi? Ok, încă o misiune încheiată cu succes. Deschidem frumos ușa și plecăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu știu unde mai avem. A, la 102 mai avem în casa abandonată. Asta ar trebui să fie easy. Nu. Este că mai și trece o mașină. Let's go. Ce trebuie să fac aici? A, ba nu, nu trebuie să fac nimic aici. Credeam că trebuie să fac în 102 ceva. Dar n-am misiune aici. Bun, păi și unde mai am misiune? Că nu știu. Fii atent, mă, la 101 mai avem. Ultima misiune. Să-i spargă aerul condiționat. Asta n-ar trebui să fie prea greu. Încercăm noi o schemă aici. Nu ajung! Am distrus ăsta cum ies acum. Bă! Bă, câinele-i pe mine! Bă! No! No! Oh my god! N-am timp! Ieși de aici! Fugi! Vine poliția! Am văzut poliția! Cineva-i dezamăgit! Am 2 stele de urmărire! Tu glumești? Eu nu mai scap niciodată! Mă, 2 stele. Bă, vine la infinit poliția. Că am blocat drumul, cred. Oh my god, sunt fix în spatele meu, uite-i. Gat, mă caută pe acolo. Trebuie să merg la mașină. Să scap cu mașina. Singura mea șansă. E aproape mașina. Nu mai am mult. Bă, dar de unde mă vede poliția? Nu înțeleg. Nu are sens! Yep. Au! Nu! Uite-te cât mai aveam! Deci fiți atenți acum ce înseamnă o lovitură perfectă. Lasă-mă, bă! Gat!
Uite-te și tu cât de easy a fost. În jocul ăsta înveți din greșeli și după poți face perfect totul. Nici măcar n-am mai chemat poliția. Am mașina pregătită aici, în 2 secunde am scăpat prin pe câmp pe aici. E gata, easy. Bun, acesta a fost episodul, dați un like dacă v-a plăcut și vreți să postăm mai des episoade de genul ăsta. V-am zis, aici o să postăm episoade needitate și, na, cu cut-uri, cu toate astea, mai mângâiem o dată pisica. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, le-aș aprecia enorm. Și dacă doriți să dați un follow pe Instagram, apreciez foarte, foarte mult, pentru că acolo vă anunț de toate, nociv.insta mă găsiți și aveți și grupul de Instagram Nocivani acolo. Și, bineînțeles, mărciu dacă vă doriți de pe nocivanu.ro. Eu port Nocivanu în apocalipsa zombie. Vă salut cu respect, toate cele bune și pa, și pa!